Autoritățile sălăjene s-au mobilizat pentru a preveni eventualele inundații de proporții, soluțiile găsite vizând amenajarea mai multor baraje de retenție. Cu informații suplimentare despre acest subiect vine colegul nostru Adrian Lungu. Lacul de retenție amenajat de către reprezentanții Administrației Naționale de Îmbunătățiri Funciare cu ani în urmă și curățat cu doar câteva luni în urmă, aici, la marginea municipiului Zalăuș, arată eficiența, doamnelor și domnilor, având în vedere că există pericolul producerii de inundații în orașul de la poalele Meseșului, așa cum s-a întâmplat cu ani în urmă, atunci când nivelul apei pe bulevard a depășit pe alocuri chiar și 1,5 metri și problemele au fost unele deosebit de grave. Însă, acest lac, tocmai aceasta, are menirea de a prelua apa de pe versanță, apa care se scurge din pădure și de a o păstra aici, astfel încât să nu se producă inundații în jos, mai în jos de acest lac. Una peste alta se vorbește inclusiv în mai multe comune din județul Sălaj de amenajarea unor astfel de lacuri, lucru care s-a întâmplat deja în comuna Agriș și care probabil se va întâmpla și în alte locuri care au fost grav afectate de revărsarea apelor în ultimul deceniu.